Pa! It's been you all along, but I've been too caught up to see it, baby. Bună dimineața, bine ați revenit la un nou vlog, la a treia zi de daily vlog mai exact, fiindcă este a treia zi la rând când filmez și sper eu că o să și postez. Mi-am început dimineața la ora 7 când mi-a sunat alarma, l-am pregătit pe Filip de grădii. L-am îmbrăcat, i-am pregătit pachetelul, i-am făcut și lui Rareș micul dejun. Aici este capucinul ce a rămas lui de dimineață și o să-l beau eu și o să mănânc și o banană la micul meu dejun. Iar aici am plannerul, planner pe care știu că o să mă întrebați asta dacă nu ați văzut holul acela din Primark. L-am luat din Primark, este superb acest planner. Foarte fain și este interesant că eu, după ce o să termin de completat aici în el, o să pot să îmi pun și să mi organizez eu, o să pot să-mi scot de pe Pinterest sau să-mi fac eu anumite tabele pe care să mi le pun aici, pentru că este refolosibil, ca să spun așa. Aici este un spațiu unde pot să-mi pun diverse lucruri. Eu aici am niște bulini de ale lui Filip de la grădiniță, pline de scame, fiind că o s-o lipit între ele, dar nu vreau să le arunc, sunt bulinele lui de la grădi. Aici am ceva ce mi-a adus Filip acasă zilele trecute, nici nu v-am arătat, o activitate, o lipit el aceste flori, buchet de oferit cu drag, decupează și lipește florile tale preferate pentru a face un buchet plin de dragoste și ni l-a adus acasă. Copilașii fac activități foarte multe la grădiniță, doar că majoritatea merg într-o mapă care cred și știu că o să fie dată la final de an, ca să zic așa. Este foarte frumoasă agenduța mea, plannerul meu. Vine foarte frumos organizat, cu tot cu pix, doar că eu nu știam dacă am pixul aici sau nu, așa că mi-am adus un alt pix, care și ăsta e foarte frumos. Că mi-am făcut aici niște planuri, mi-am organizat ceva ce vreau să filmez astăzi. Nu prea am completat în plannerul acesta, dar vreau să fac asta, să mă țin mai bine de treabă. Nu am vrut să mă apuc de ceva și când m-am apucat, eu am zis că vreau să fie așa de primăvară. E superb, cu tot felul de floricele. Are pe lună, pe săptămână și pe zi și aici avem și notes în partea aceasta. Chiar e superbă aici. Iar eu, undeva pe aici, mi-am notat ceva ce vreau să filmez astăzi, în acest vlog, cred că voi pune. Oricum, vă iau și pe voi pe tot parcursul zilei de astăzi, asta era ideea, îmi iau micul dejun, mă duc să văd de ce mă apuc. Vreau să fac o ciorbiță pentru când vine Filip, acum este 9:30, o să mă duc după Filip eu la grădiniță, cred, astăzi, dar nu o să conduc eu. În fine, o să vorbim și despre condus într-unul din vloguri, că vreau să vă povestesc mai multe și despre condus, dar nu acum, însă o să mă duc eu, cred că la amiază, să-l iau, fiindcă Rareș are foarte multe treabă și nu se mai schimbă el. Nu știu cum o să organizez ziua de astăzi, fiindcă vreau să fac niște lucruri, dar nu știu dacă o să le fac astăzi. Cert este că începem un daily și vedem împreună cum decurge ziua de astăzi. Să aveți o zi superbă! Hai să începem cu voie bună, cu zâmbet, cu stare de bine și să vedem cum o să decurgă ziua. Acolo am vasele, trebuie să le pun în, la locul lor. Sunt vasele pe care le-am pus aseară la spălat și s-au spălat astă noapte. Dar cam așa începe dimineața mea. Treaba la copăcei continuă, fiindcă socrul meu îi stropește acum cu ceva de insecte, cred că, sau nu știu, nu mă pricep, nici nu l-am întrebat. O terminat de curățat ieri. Nu știu ce să curăță, să tai pui, crengile care... Nu știu, deci nu mă pricep. Probabil că voi învăța în timp, însă momentan nu mă pricep. De asta și a făcut socrul meu toate astea, fiindcă știe și el așa cât de cât să facă, pentru că chiar ieri îmi spunea că nu se pricepe așa de bine, dar cât știe el atâta face.
Ne-au curățat toți merișorii, în mod special, că noi mai mult meri avem aici. Mai avem, ne-am cumpărat un cais și un nectarin să ne punem, doar că încă nu i-am pus, când este frică să nu înghețe. Nectarinul, dacă nu, cumva deja are flori și dacă îl punem acum s-ar putea să înghețe. Zilele trecute chiar au fost foarte, foarte reci pe timp de noapte. Și astăzi, după ce vine Filip de la grădiniță, o să strâng toate crengile, fiindcă nu știu dacă se văd, dar pe jos e plin de crengi. Le vom strânge și le vom pune acolo în grămăjoarea aceea de acolo. E puțin, nu e nora, dar nici foarte cald nu este, încă este dimineață să mai încălzește. Acum vine Rareș cu tractorul, fiindcă se apucă de făcut alte treburi, dar na, am zis să vă arăt că am văzut cu socrul meu strupește acum copacii. Și acolo e și Bela. Bela! Frumusico, ce faci, Bela? Bună dimineața! Ce faci? Îți aduc granule? Îți aduc? Îți aduc? Bela, îți aduc granule? Îți aduc granule? Bună dimi! Am fost afară, am vorbit cu socrul meu, mi-a spus că le stropește cu ceva insecticid și încă ceva ulei. E un tratament ceva pentru copaci. Voiam să zic că am venit aici și se vede foarte tare. Vedeți că am un semn aici sub ochi, dincolo de fața mea, care nu arată foarte bine. Eu întotdeauna, mai ales în perioada mea menstruală, ca să zic așa, mi-am să fac coșuri aici, în zona aceasta. Nu prea am coșuri pe față, dar aici, în zona aceasta, mi se fac. Și am un pic de roșeață pe care știu că are și sora mea. Cred că e ceva tot așa de familie. Vedeți că aici am un semn, e așa o cicatrice, o sărit cățelul părinților mei la mine când aveam eu un an. Parcă așa mi-a spus mama, în curte avea un cățel care nu mai sărise niciodată la nimeni și o sărit la mine când eram copil mic și mi-a rămas semnul acesta aici, ca să vă imaginați că putea să cam cât de aproape fost de ochi. Deci, eu de mic așa am avut chestii de genul ăsta, am pățit foarte multe lucruri, nici nu pot să vi le spun pe toate aici, dar de micuță am fost păzită, ca să spun așa, de lucrurile astea, care, rele, care se puteau întâmpla. Hai să pavi! Hai! Uite! Stai ușor! Poftim! Bela, izbăți bun, îți plac? It's been you all along, but I've been too caught up to see it, baby. M-am apucat să fac o ciorbiță de perișoare. Am pus aici două cepe, câțiva cartofiori, doi morcovi, de fapt două bucăți de morcov, asta înseamnă că am pus un morcov și apio. Le-am călit puțin și acum le pun să fiarbă și pregătesc câteva perișoare pe care le fac din piept de pui, ou, orez și condimente. Și cred că o lingură de făină ca să ajut puțin să se lege. Fac o ciorbiță ca să o am pentru prânz când vine Filip de la grădi, pentru că mereu când vine de la grădi mănânc la amiază, apoi încerc să pun la somn, dar ca să am mâncare caldă pe aragaz. Am plecat după Filip la grădiniță, ciorbița este gata, am oprit-o acum când am plecat și mă duc să-l iau pe Filip de la grădi și vedem mai departe ce facem. Am vorbit cu mama o oră. Am fost la... l-am luat pe Filip de la grădi, am ajuns acasă, am stat jumătate de oră la povești cu doamna educatoare și cu niște mămici. A fost așa foarte fain că am stat o grămadă și am vorbit și am povestit. Copiii s-au jucat acolo cu minței. Am intrat la magazin, cicăpșun mare, efectiv, o țin așa într-o mână. Am luat câteva căpșuni, 25 de lei kilogramul la noi la magazin. O să-i spăl lui Filip și o să-i pun câteva. Și să vedem dacă mănânc acum, pentru că am făcut ciorbița, dar să vedem dacă mănânc acum sau mănâncă când se trezește, pentru că vreau să-l pun la somn. Arată senzațional, toate sunt așa de mari și de miros așa de frumos. Acum, sincer, nu știu dacă-s dulci sau nu, fiindcă nu am gustat.
dar arată foarte, foarte bine. Ia, ciorbița mea de perișoare, am pus un pic de iaurt în ea. Cam așa arată. Filip nu a dormit, a zis că nu este somn, deși i-am stat, cred că, 20 de minute să-l adorm. Așa arată perișoarele. Mâncăm și apoi vedem de cine apucăm. Am ieșit afară. Eu am aici mănuș. Filip, vină puțin la mami. Ale lui sunt tot de ale mele, dar... Na, cât de cât îi dau și acolo ceva. Hai să vă arătăm situația. E puțin cam înorat. Sper să apuc să culeg și niște urzici. Să vă arăt situația. Ce trebuie să facem noi mai exact. Trebuie să strângem toate crengile astea, care au fost căzute de la copaci. Este plin. Plină toată livada de ele. Așa că pun telefonul pe trepied. L-ai pus? Pun telefonul pe trepied și ne băgăm pe treabă. O să le strângem pe toate într-o grămăjoară acolo. Și acum să începem treaba. Da, mamiță, sunt puțin mari. Outfit. Outfit la Filip. Ia să vedem outfit-ul tău. Fă o piruietă. Mai ai? Da, am curățat. Mai avem o grămadă. Nici nu se vede unde e curăț și unde nu. Dar la fiecare copac în jurul lui încerc să iau așa pe bucăți. Dar că e mai greu să le aduc dincolo încoace. Ia. Mulțumesc! Filip mă umple aici de flori. Mai ai? Am una murită. Murită? Da. E murită. Ia să văd, ia. Cum e murită? Că e frumoasă. S-a uscat? Mulțumesc. Ai făcut o mazie? Ce să mă zici, Ian? Ai mai găsit una? Mulțumesc! Mulțumesc! Am primit aici flori de la Filip. Să-mi scot mănușile. Mi-a transpirat mâinile. Îmi dai și o pupă? Nu. Îmi dai și o pupă? Ce-a am venit să verificăm ușile în atelier, să vedem care-i treaba. Astea le-au adus Rareș de la Buzău. Și aici sunt ușile noastre. Le-au făcut acum? Filip are o ghetuță de un fel și una de un fel, că nu vreau să mai stea cu cizmulițile. Să nu dai, mami, că poți să vină peste tine. Deci cam la stadiul ăsta sunt ușile noastre. Sunt toate ușile pentru ușii, pentru etaj și pentru parter. Nu știu dacă le-a terminat. Ce mai are de făcut la ele? Asta au fost comanda de tăblii pentru care s-a dus Rareș până la Buzău. Și să le asamblăm. Ce mai avem de făcut la ele? Vopsite
Da, oricum, mai durează puțin. Nu știu dacă o să reușim până la ziua lui Filip să le aranjăm, să le punem la loc. Hai să vedem ce mai facem, da? Am abandonat acolo la crengi când ne-am plictisit, vă dați seama. Mai luăm o pauză, ne ducem, mai strângem. Este 3:30. Aici are Bica niște ceapă pusă în solar. Veniți să vedem oițile. Și este acolo un pui, cred că l-a fătat astăzi. De el acolo, normal, n-ar trebui să fie acolo. Da, că puii toți sunt înăuntru. Vai! Tate! Dar nu cred că e de astăzi, totuși că e cam țanțoș ca să fie de astăzi, dar e mic! Cred că de ieri. Cred că. Ia! Uite-l aici! Ia frumosule, mic! Vai, mami, nu putem să-l luăm de la mama lui. Cu mama lui. Da. Vai de mine. Am zis că hai să mergem să vedem puțin oițele. Nu știam ce găsim noi aici. Sunt mai mulți miei, dar sunt puși deoparte. Nu știu ce cu el. Dar sunt miei acolo, în celălalt. Da, sunt acolo. Mamă, musel mic. Dar ce mic ești. Ce mic ești. Uite cum se uită la noi. Usătat mâna. Oaia obeste. Da, mamică, e copilașul ei. Da. Ia uite-l ce mică e. Deci nu știu cum vă pare vouă pe camere, că e posibil să vă pară foarte mare, fiindcă sunt cu zoom. Uite ce are mică aici. Păi, măi, măi! Vezi cum îl împingi? Frumuselule! Mă, frumosule! Acolo e unul mic! Uite unul mic, dar au fugit să speria, Filip. Da, da. S-a speriat. Filip! Da, mami? Un numaro? Ricky lipsea de acolo, mami. Vezi că vine, uite, vine la tine. De seara, sub, ama, vin toate vacile aici și îl sugă. Ce sug? Lapte. De la mămici? Da, vaci. De la mămicile lor? Da, de la mămicile lor. Așa ca tine? Da. Hai! 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 Acolo unul mic, dar nu vrea să vină încoace. E așa de mic. Mai este acolo în spate unul și mai mic. Nu vine. Nu vrea să vină la tine? Ia uitați voi copacii la noi cum sunt. Au început să înmugurească, cred, dar nu focalizează, nu știu cum să vă arăt. Au început să înmugurească, acum și ca o să înflorească și eu abia aștept. Deci pur și simplu abia aștept să se întâmple asta. Îl am aici în fața geamului de la bucătărie. Este un corcoduș. Gata, pauza noastră. Filip, bineînțeles că a rămas la Bica. Eu am venit acasă să mă duc să mai strâng niște crenguțică picură. Sper să nu vină vreo ploaie, deși se cam anunță. A, Bela! Eu am de șters geamurile, ușile. Bună ziua! Bună ziua! Lui Bela îi place foarte mult să stea așa, să cuibărească așa lângă mine. Frumusica, este o frumusica, da, este o frumusica, da. Da, mă duc să beau un pic de apă și mă duc la treabă. Îi place la poze, nu vrea să stea la poze deloc. Nu vrea să stea la poze, dar așa l-a iubit, la greu.
Să știți că eu pe Bella am primit-o cu greu, în sensul că mi-a fost foarte frică să nu muște. Am fost puțin sceptică la început, după care când am văzut-o ce blândă și iubăreață este, am iubit-o și a rămas acasă aici cu noi. Și stă aici la noi. Se joacă cu Ricky, se duce pe la socrii mei. Tot teritoriul lui Ricky a devenit și teritoriul ei. Numai că mă umple toată de păr. Ce faci, Bella? Vrei să te duc? Dar unde să te urci? Hai sus! Hai! Hai sus! Dar unde vrei să te urci? Hai sus. Asta înseamnă să o iubesc eu pe Bella. Asta înseamnă să te iubesc eu pe tine, da? Iubărică. Toată lumea v-am arătat astăzi mai puțin pe Luna, care a dormit de astăzi dimineață de la 11, cred că doarme în pat. Până acum nu știam că e în casă, ea era în pat, dormea. Luna! Ce se aude? O păsăre? Ia! Acum fuge după toate muștele și după toate albinele. Bun. Mai am, Filip m-a abandonat, bineînțeles. Mai am acolo câteva crengi în zona aceea, dar în mare parte am cam terminat. Am terminat aici, am terminat aici, am terminat și în partea aceea. Aici s-o cam distrus puțin florile mele. Așa, le-am strâns și aici, am făcut o grămadă de crengi. Aici a adus Bella ceva în ambalaj și l-a făcut bucăți. Am strâns aici, avem și acolo. O să termin asta să le strâng ca să-mi iau de o grijă. Ideea este că eu nu mai am baterie. Mi-am dus telefonul la încărcat să mi-l încarc puțin. L-am lăsat cu 10% și l-am găsit-o cu 10%, fiindcă nu mi s-a încărcat. Așa că nu mai am baterie. Oricum nici nu am ce să vă mai arăt. Fiindcă termin cu crengile aici, mă duc în casă. Mă duc să împăturesc niște haine. Mă duc să fac un pic de ordine, să aspir puțin. Să fac ceva de mâncărică și cam asta e și cu ziua de astăzi. Eu mai trecut una foarte repede, trec toate zilele, dar na. Luna, tu ce faci? Ia uite-o, bucuria ei când iese afară, asta face, ia. Ce face, Luna? Ce faci? Uite ce-i pe tine, Luna. Uite ce-i pe tine. Am intrat în casă. Fac un pic de curățenie, fiindcă de dimineață n-am apucat să aranjez niște haine, să strâng un pic de la bucătărie, că am făcut mâncare și mi-a rămas coș de cartofi și toate cele pe aici. Strâng puțin, am deschis să aerisesc în dormitor, aspir, mă duc să strâng un pic din baie, aștept să vină și băieții mei în casă, cred că mai durează un pic, să-i fac băiță lui Filip, să le dau să mănânce, sincer, nu mai gătesc nimic. Tocmai aici mi-au dus mama soacru un borcan de lapte acru, e atât de bun laptele acesta acru, e delicios, super bun. Iar eu în seara aceasta o să beau un pahar dintre ăsta de lapte acru, este ciorbă de perișoare, iar aici nu mai mânca la amiază. Așa că nu mai fac nimic de mâncare, mai avem mucenici aici rămas de seară, nu mai fac nimic de mâncare, o să fac mâine. Mâine cred că trebuie să tragem un fugă în oraș, eu mâine aș vrea să filmez și mâine un daily. Să vă iau și pe parcursul zilei de mâine cu noi, să vă arăt ce mai facem. Mâine cred că trebuie să primim, știți că am lăsat niște haine în Anglia când am plecat noi. Ca să pot să mi-aduc ce mi-am cumpărat, am lăsat niște haine și am mai luat câteva lucrușoare. Am vorbit cu Andreea, cu nata mea, mi-am mai luat câteva chestii și a trebuit să ajung cu pachetelul la noi. Îi pleca de sâmbătă, duminică, de la ei. Și cam pe marți, miercuri, a fost vorba că ajunge. Dacă ajunge pachetul vară și vouă, aș vrea să merg mâine să mă mai uit puțin prin magazine. Vreau să merg până într-un second la Humana, că n-am mai fost de foarte mult timp. Mie așa de dor, mie îmi place tare mult să merg în second-uri. Și să vedem cum o să facem. Cum o să facem. Dacă cumva am starea necesară și mă simt ok mâine, încep și mâine un daily. Vlogul de astăzi am să-l închid aici, fiindcă cred că am filmat suficient. Nu cred că mai fac altceva decât ce v-am spus, un pic de ordine, un duș, pregătit pe Filip de nani și cam atât. Mulțumesc din suflet pentru vizionare, mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le-ați lăsat la vlogul anterior. Nu știu dacă are rost să mai completez cu ceva,
doar cu mulțumesc, cred că este suficient atât. Cât de mult mă feresc eu să evit și să intru în subiect de genul acesta, câteodată efectiv nu mai pot. Mi-ajunge limita mea foarte, se ridică foarte mult peste, știți cum să umpli paharul și câteodată mai explodez. Dar atât. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez, vă doresc o zi minunată și ne vedem data viitoare. Vă aștept în următorul vlog. Pa! Ca idee, am intrat de 10 minute în casă, nu știu ce s-a întâmplat. Ați văzut cât e cald și de frumos a fost. Am stat afară astăzi toată ziua, fără geacă, fără nimic. Și acum au început să bată vântul super tare. Nu știam ce se întâmplă, ia. Da. Cam asta ar fi, vă pup, pa! Ne vedem data viitoare.